ce animale se bagă pe aici, fraților. Este un șarpe pe aici, că poate să fie veninos. Are you scared? Cine știe unde s-a băgat și cine știe cine mai poate fi pe aici. Aici am o viperă. Cei cu roșu sunt cei veninoși, foarte veninoși. Uitați-vă câtă lume s-a strâns aici. Aici avem vipera insularis, fraților. Este extrem de veninoasă. Este super aldreacu, e super agresiv. Brothers from another mother. Salutare tuturor și am găsit la un nou video de aici din Bali. Cred că nu prea știa nimeni că sunt aici, că mă aflu în Bali, doar cei care mă urmăriți pe Instagram am urcat o postare acum câteva zile și am pus că sunt în Bali. Și în fine, momentan o să vă zic ceea ce fac acum, în momentul ăsta, pentru că nu pot să explic mai multe, dar după aceea o să vă pun în context. Acum caut un șarpe, sunt la un resort cu încă un băiat, Rishki, și trebuie să căutăm un șarpe pe care l-au văzut ieri și au sunat ieri că este hello. Este un șarpe pe aici și trebuie să venim să-l căutăm și să-l scoatem afară, naibii, pentru că poate să fie veninos sau poate inofensiv, dar chestia este că trebuie neapărat să-l găsim și să-l scoatem afară. Așa că acum vă las, mă pun să caut bine și odată ce-l găsim, vă explic un pic mai bine și vă bag un pic mai mult în context. Sunt aici cu Rishki. How are you, man? Yeah. Da, mă. Ne uităm pe aici, peste tot, acest șarpe. Ne-au arătat o poză cu șarpele respectiv și spune Rishki că nu este veninos. Și acest șarpe stă mai mult jos, nu prea e de copaci, așa că trebuie să ne uităm foarte bine pe jos și să-l găsim ca lumea de la acest resort să stea liniștită. Este un resort destul de plăcut acesta și în Bali sunt foarte mulți șerpi veninoși, foarte mulți șerpi în general și de multe ori se bagă în resorturi și lumea sună. Îi sună pe ei și îi vin și scot șerpii de aici și după aceea îi duc în altă parte, într-un loc mai bun pentru șerpi, mai wild. Aici sunt cu Catherine și uitați-vă ce animale se bagă pe aici, fraților. Vedeți? Este un acel varan micuț, monitor lizard, și este destul de puiuț, ăla se face foarte mare. You know, that lizard can be very, very big. Like yeah, 3 meters, big, something yeah, like that. Yeah, yeah, yeah. It's a pretty big one. But there are a lot of this kind of lizards in Bali. Uh-huh, yes, yeah. And are you scared? No, it's absolutely safe. Yeah, they don't do nothing. Yes. Da, mă, deci ei nu fac absolut nimica. Sunt animale care doar trec pe lângă tine, caută mâncărică și își fac de cap, dar nu trebuie să le omorâm pentru că nu o să-ți facă rău niciodată. Yeah, but I'm more afraid of the snake because it looks like cobra, but I hope it's not cobra. He say I don't know much, but he say it's not venomous. Oh, it's nice. Yes, maybe it's oriental red snake and then it's okay. But we have only photo of its like skin and that's all we have. Yeah. So that's why it's a bit still. We're not sure about okay, that. now we check. Yeah. Fiți atenți. Yeah. Where is? He go in the water. Yeah. Ax, îmi bag picioarele, pentru o secundă nu l-am prins. Deci fix șopârla pe care v-am arătat-o acum, de mi-a arătat-o fata aceea, că era în apă, de făcea pe aici băiță, a văzut-o Rishki, fix aici jos. Era undeva acolo, stătea și când, fix când am scos telefonul, s-a dus în apă. S-a băgat pe acolo, Rishki. Yeah. It's very, very common, no? Yeah, uh-huh. Very, very common. Da, este o șopârlă foarte comună pe aici, se poate vedea foarte ușor în Bali. Și noi tot căutăm de vreo jumate de oră. Locul acesta, acest resort nu este foarte mare, numai că nu reușim să găsim șarpele. A fost văzut individul, a fost văzut la ora 2 ieri, 2 după masa. Era pe lângă un copac sau într-un copac și momentan nu-l găsim, frate. Nu-l găsim. Cine știe unde s-a dus, pentru că când vine noaptea, ieși și broscuțele, începe să se miște ca să caute hrană. Cine știe unde naibii să fie băgat. Fiți atenți, aici surpriză, fraților. Am găsit acest loc. Vedeți, am ridicat capacul și locul acesta arată foarte bine pentru un șarpe, frate. Așa că o să mă bag acolo înăuntru să dau un ochi bine. Ia uitați-vă ce este aici dedesubt, vedeți? O tonă de gunoaie și pana mea, cine știe unde s-a băgat, naibii, uite câte găuri sunt pe aici și cine știe unde s-a băgat și cine știe ce naibii mai poate fi pe aici în Bali.
Se pot găsi și multe specii, bine multe, vreo 5-6 de speciile tale. De vipere, o viperă, două cobre, cobra regală, o cobră scuipătoare, care scuipă. Opa, locul acesta este mai mare. Și da, mă, poți să găsești ce-o fi pe aici. Trebuie avut mare, mare grijă. Pe unde n-ai bine băgăm. Misiune eșuată, fraților, n-am găsit șarpele. Cine știe unde n-ai bine s-a băgat, că acest loc este înconjurat de natură. Da, mă, noi acum o să luăm scuterul. Acesta este scuterul meu. Și o să ne cărăm. După ce ne cărăm, o să mă opresc pe undeva ca să vă pun mai mult în context, că știu că v-am luat așa prin surprindere. Ei, salut, bine am găsit, sunt în Bali și caut șerpi. Și nu știți ce naibii s-a întâmplat. N-am mai postat nici de mult. Bine, ați văzut ultimul clip pe care l-am postat despre problemele mele de sănătate. Acum ați văzut, fugi și uită-te la acel video și după aia revin la acesta. Și da, asta ziceam. Imediat vă pun în context, abia aștept, că s-au întâmplat foarte multe zilele astea. Eu acum m-am oprit aici să mănânc ceva. Deci am un burger, niște cartofi prăjiți și 10 piese de nuggets, de pui. Și uitați-mă la motănicul ăsta, frate. S-a pus aici lângă mine și smiorcă într-una. Vreau să-i dau ceva de mâncare, e mor de foame săracul, așa că vreau să-i dau un nugget din ăsta, numai că frige un pic. Hai că nu frige foarte mult. Ia-mă un nugget. Ia. Nu știu dacă vrea să, poate nu vrea să-l ia din mâna mea. Hai să vedem, încercăm. Aia e. Dacă îl ia, îl ia, dacă nu-l vrea. Am pierdut un nugget din cauza ta, tu, scapul tău. Te bag la boală. Nu mai îmi zi nimica, mă enervez. Dacă nu e nuggetul ăsta, chiar mă supăr pe tine. Ce ai, mă, ce vrei? Ce naiba vrei? Ce naiba vrei? Da, nu vrea. Am pierdut un nugget. Scapul tău. Pisica asta sărăcuța, mi-e așa milă de ea. Cere în continuu ceva, dar nu cere mâncare. Cred că este lovită, o doare ceva, pentru că se duce în continuu la mese. Vedeți? Se pune așa și începe să smiorlăie. Și i-am aruncat ceva mâncare, a văzut că n-a vrut. I-am aruncat și ăsta mâncare, n-a vrut. Și tot mi-a una într-una. Sigur o doare ceva, 100%. Cere ceva ajutor. Pare rău că situația în care m-am aflat acum nu pot să o iau, să o duc la un veterinar ca să îi facă un check ceva, să uite la ea. Sărăcuța, mă, ce milă mie de ea. Bun, mă, fraților, haideți că a ajuns vremea să vă pun un pic în context ce căutam acolo, cu cine eram, etc. Deci, câteva zile înainte să ajung în Bali, m-am pus să caut pe YouTube zone în care eu pot să mă duc gen pe aici, prin Bali, zone bune pentru a căuta șerpi. Și căutând acele clipuri pe YouTube, mi-au apărut niște clipuri cu lume, cu asociație de aici din Bali, făcută de către cineva, non-profit, în care ei nu câștigă absolut nimica, unde se ocupă cu gen lumea, îi sună când găsesc șerpi la ei în cazări, la ei în casă, la ei gen în resorturi. Și aceste persoane merg acolo, caută șerpi, că de multe ori poate gen cine sună azi și poate în momentul de față nu pot să meargă și poate merg peste câteva ore sau mâine sau în fine, majoritatea orilor merg fix atunci, în momentul în care sună, dar se mai întâmplă de câteva ori în care nu pot să meargă fix în momentul respectiv și șarpele se mai mișcă. Da, mă, și cu asta se ocupă această lume, merg în zonele respective, caută șerpii, îi iau și după aceea merg să le dea drumul în altă parte, într-o zonă mai wild sau o zonă mai îndepărtată de lume, de case, de resorturi, de hoteluri. Și fac asta de vreo 11 ani, 12 ani, cam așa ceva. Ei bine, așa că odată ce am dat de ei pe YouTube, m-am pus să-i contactez pe Instagram, am vorbit un pic cu ei când eram în Vietnam, am spus că o să urmează să călătoresc în Bali și că poate ne vedem într-o zi să-mi povestească mai mult despre ceea ce fac, etc. Și uite că aseară ne-am întâlnit pentru prima dată, am vorbit un pic cu ei, este un om și o femeie de 51 de ani, amândoi 51 de ani, se ocupă cu asta de vreo 11 ani, 12 ani, cam așa. Este foarte tare ceea ce fac, încearcă să se duce lumea de pe aici ca să nu omoare șerpii, să îi cunoască mai bine, să cunoască dacă în momentul de față au un șarpe veninos sau un șarpe inofensiv și principal, după cum am spus, se ocupă să salveze ei șerpii. Așa că da, asta ziceam, ieri m-am văzut cu ei, sunt niște oameni foarte de treabă, mi-au dat aici și un tricou de-al lor de la asociație, Reptile Bali Rescue, și mi-au lăsat acest băț, stați așa o secundă, mi-au lăsat bățul acesta, pentru că eu n-am băț, pe al meu l-am pierdut în Brazilia acum un an, nu mai aveam niciun băț, am uitat să-mi cumpăr un băț,
nu știu, trebuia să-mi iau și eu un băț de pe net înainte să vin pe aici prin Asia, dar până la urmă am uitat și mi-au lăsat bățul acesta, este un băț foarte bun. Mi-au zis, bă, poți să-l folosești cât vrei, cât timp ești pe aici în Bali. Și da, am stat de vorbă cu ei, mi-au spus că pot să-i ajut când mai sună careva, dacă pot eu să merg, gen să iau șarpele, să-l prind, după aceea să-l duc unde se află ei și să-l eliberăm în altă zi. O pot face, nu-i nicio problemă și m-am unit oarecum la ceea ce fac ei. Așa că sunt mega fericit în momentul de față pentru că i-am cunoscut și mă bucur foarte mult să mă înconjur de lume de genul, lume care doar pot să mă schimbe pe mine bine, să învăț mai mult de la ei despre șeri, despre faună, despre natură și asta este super tare. Chiar acum, în momentul ăsta, o să plec pentru că am rămas cu ei la ora 2. Trebuie să mergem nu știu în ce loc, să îi duce pe niște gardieni, niște paznici de undeva, să le arate gen, în caz de vreo mușcătură de viperă ce trebuie să faci, în caz de vreo mușcătură de cobră ce trebuie să faci. În fine, nici eu nu știu foarte bine ceea ce vor să învețe pe acele persoane. Tocmai de-aia o să mergem acum și să vedem despre ce este vorba. Ia uitați-vă la acea șopârlă, cum stă la soare și se bronzează, fraților. Ia uite cât de frumușică este, cum stă în mijlocul drumului. Da. Aici sunt cu Rani. Acum am ajuns. Bine, mai avem foarte puțin și ajungem. Uitați-vă la locul acesta. Este incredibil cât de frumos e. Bun, continuăm. A, da, apropo, aici am o viperă. Deci eu aici țin o viperă și Rani mai are un șarpe pe care trebuie să le scoatem, să le arătăm la oamenii acelora. Și, în fine, vedeți mat, este nebunie totală. Look slim. What? I want look slim. Look? Slim. Slim. Slim, no, fat like this. In video. Băi, deci, fata asta, you're very, very funny. Very funny. Da, mă, râs cu ea de mori. M-a întrebat și că dacă se vede grasă în videourile mele. Da, mă, acum am ajuns aici și o să ne punem să... Bine, o să pună ei acum să pregătească totul. Au aici microfon. Mai pe scurt, aici începe să construiască foarte mult. După cum vedeți, sunt în construcții. Și pe lângă, în împrejurime, este natură. Sunt înconjurați de natură. Și foarte mulți șerpi se bagă aici înăuntru. Vin aici înăuntru, se întâlnesc cu foarte mulți șerpi. Și lumea aceasta trebuie să știe, să cunoască șerpii, să știe ce trebuie să facă, etc. Tocmai de-aia au venit oamenii aceștia aici, ca să vadă acești șerpi și să le explice ce și cum, cum să aibă grijă și toate chestiile. Hello! How are you? Francisco! Nice to meet you! Sorin! Yeah. Deci fiți atenți! Aceasta este vipera insularis, este aici în cutie și este singura viperă pe care se poate găsi aici în Bali. O să o vedeți mai bine în curând. Abia aștept să scoată de acolo. Este o viperă extrem de frumoasă, este verde, vedeți? Dar are niște particularități doar de-a ei, de la viperele insularis. Vedeți, această schemă este făcută de către ei, de către această asociație. Și aici puteți vedea șerpii cei mai comuni din Bali. Cei cu roșu sunt cei veninoși, foarte veninoși, gen de tomoară, ăștia de aici de sus, care este craitul de apă, cobra scuipătoare. Aici avem alt crait, aici avem vipera care este și aici în cutiuță. După aceea avem aici craitul bandat cu benzi galbene, cobra regală și aici avem un șarpe coral. Șerpii ăștia sunt letali, dacă te mușcă ai încasat-o, nu există antivenin aici în Bali și ai pelit-o maxim. După aceea sunt ceilalți șerpi, ăștia de aici, cu galben, care sunt foarte puțin veninoși. Și după aceea sunt cei cu verde, harmless, care nu provoacă o amenințare pentru nu sunt o amenințare pentru persoane. Ăștia cu verzi. Dar ăștia sunt cei mai comuni. În Bali se pot găsi 4-7 specii. Aici, după cum vedeți, sunt vreo 15 specii, cam așa. Bali Reptile Rescue, numărul lor de telefon, pagina de Yahoo. Și da, mă, lumea sună și vine aici, apar în secunda. Bine, când pot și ei apar și iau șarpele. Băi, Peris, să fii și tu atent acum, neapărat, la lecțiile de șerpi, că nu trebuie să fii mușcat de șerpi, mă. Pe tine, dacă te mușcă un șarpe, ai încasat-o, că tu ai naibii 20 de kg, 25 de kg și te afectează mult mai nasol veninul. Cu cât cântărești mai puțin, cu atât mai nașpa e mușcătura. Nici nu s-a uitat la mine, nici nu m-a ascultat nimica. Uite, alt Peris pe acolo. Da, mă, trebuie să aibă mare grijă câinii, pentru că odată ce se întâlnesc cu șerpi, de multe ori încep să se bată cu ei. Și v-am spus, dacă îl mușcă un șarpe pe ăsta, am casat-o. Bun, haideți că cred că o să înceapă acum educația. Uitați-vă câtă lume s-a strâns aici. S-a strâns foarte multă lume. Și asta este foarte bine.
and Sorin. Hello. We are from Malirete Rescue. For the first, we have before I introduce about the snake. We cannot introduce one of all the snake in Mali, but the point is we must know all the type of the snake fangs. Like not all snake have fangs. Like reticulated python. Deci el acum explică. Dinții pe care iau șerpii, deci mulți șerpi, gen viperele, au niște colți în față care sunt movibili, pot să-i miște. După aceea lapidae, gen cobrele, au doi dinți care stau fixi, nu se pot mișca într-o parte în alta, în schimb viperele îi pot mișca. Tipurile de cobre care se găsesc aici în Bali, cobra scuipătoare și cobra regală. Ayala acum explica ceea ce trebuie să faci în caz de te scuipă o cobră direct pe față. Îți dă dita mai flecma în ochi, pentru că ele au ținta foarte bună. Ei bine, trebuie să te speli foarte bine cu apă timp de 15-20 de minute, să stordi apă în ochi și să-i miști stânga-dreapta. Bun, acum trece la vipera insularis și o să scoată de aici ca să le arată mai bine la toți. Stați așa să vedeți. Uitați, aici avem vipera insularis, fraților. Este extrem de veninoasă. Este letală această viperă. Ia uitați-vă cât de frumoasă e. Și-a uitat toată lumea cum stă aici holbată la viperă. S-a dus să se plimbe cu vipera printre ei ca să-l arate. Și lumea vă dați seama că se sperie maxim. Uite cum se uită toți. Au rămas mască. Ia uitați-l pe ăsta ce față pune, care are vipera lângă capul lui. Stați așa să-i vedeți fața. Adinaur a pus niște fețe. Băi, deci această viperă, fără nicio îndoială, este una dintre cele mai frumoase din lume. Adică uitați-vă la fața ei și uitați-vă la ochiul acela portocaliu, așa roșiatic. Deci este incredibil, mă, îmi vine să iau o joc de obrăjor, mă. Și să trag așa de obrăjor. Încă chiar tata știu ce mănânce pe tine. Ia de frumoasă, de cum scoate limba. Mai dă-și trec o dată. Tot se chinuie să bage vipera de vreo 5 minute. Vipera tot vrea să iasă, nu-i place în cutie. Vrea afară. Acum vor să explice cum trebuie să-ți faci bandajul în caz de mușcătură de șarpe. Este foarte important să-ți aplici un bandaj în forma cea mai corectă. Pentru că, de exemplu, dacă te mușcă o cobră și nu-ți aplici bandaj, poate ai doar 30 de minute, jumătate de oră, până când mori. Dar dacă știi să-ți aplici acest bandaj, poate ai 5-6 ore până când mori. Deci câștigi foarte mult timp din viață și ai timp ca să mergi la spital, să... Ceea ce spunea acum Agus este că odată ce ești mușcat de deget, de exemplu, veninul se duce încet în sus spre sistemul limfatic. Sistemul limfatic, gen glandula, se găsește ori pe la subbraț, ori pe la gât, așa că este foarte important să facem ca veninul să ajungă, să întârzie cât mai mult până să ajungă la acea glandulă, la sistemul limfatic, pentru că odată ce ajunge acolo, veninul începe să se ducă, să se expandă prin corp, la organe, și deja o să-și facă de cap și te termină în pana mea, că până la urmă o cobră este un animal letal, mai ales cobrele au un venin neurotoxic care îți atacă sistemul nervos și este, mușcătura este mult mai delicată și e mult mai greu să supraviețuiești la o mușcătură de genul. Pe lângă că v-am spus, aici în Bali nu au veninul respectiv, antiveninul, pardon, pentru o specie, gen un antivenin specific. Au un antivenin polivalent pentru mai multe care nu funcționează așa de bine și da, este un pic cam nasoară treaba. Acum o să scoată de aici un șarpe care nu este veninos și este foarte prietenos. Ca să le arate la cei de pe aici că nu toți sunt periculoși. Ia să vedem ce șarpe este. That is this blood python from Sumatra. Este un șarpe destul de prietenos. Șarpe de sânge se cheamă, sau pitonul scurt, pentru că este un piton foarte micuț, este mai grăsunel și mai micuț, nu ajunge la mărimi foarte mari, gen undeva la 2 metri, parcă, pentru un piton este destul de puțin. Și este prietenos, uitați-vă la el cât de frumos e. Ia uite ce frumos e. Da, lumea aici deja e foarte curioasă. Acum arată șarpele un pic la cameră, au ei aici o cameră de supraveghere, bine, au mai multe și au făcut un sistem care când camerele simt că se mișcă ceva, gen simt, văd șerpii,
și îi anunță că este un șarpe acolo. Da, mă, aici avem șerpișorul. Acesta, după câte v-am spus, este un piton de sânge sau piton curtus, îi se mai zice, pentru că curtus de la scurt. Pentru că nu crește foarte mult, v-am spus. Crește mult în lățime, se face gras, se face mai grăsanu. Și e ceva foarte greu, adică foarte greu. Acest șarpe nu este așa de liniștit. Acest șarpe, dacă îl găsești în libertate, este super al dracu, e super agresiv și nu o să te lase în viața lui să faci asta. Să-l ții cum îl ține pe ăsta acum. Este foarte liniștit, de ce? Pentru că cineva a venit aici în Bali, a stat un timp în vacanță sau nu neapărat în vacanță, a trăit aici un an, doi, cât a trăit și și-a cumpărat, a vrut să aibă și el un șarpe ca animal de companie. Așa că și-a cumpărat acest șarpe, iar după aceea când a trebuit să părăsească țara, ca multe animale de companie, l-a luat ca un șervețel de unică folosință. Gen, iau-l, cumpăr și după aia l-arunc, când n-am ce să fac cu el. Băi, acum, cu tot respectul pentru celora care au un șarpe ca animal de companie, nu o zic rău, doar îmi dau opinia, mi se pare o mare prostie să ai un șarpe ca animal de companie. E nașpa pentru că sunt animale de care, da, poți să te atașezi oarecum, dar nu sunt ca un câine, ca o pisică care chiar simți că îți oferă acea iubire incondiționată. Până la urmă este, ai un șarpe, na, îi dai de mâncare o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, te uiți un pic la el și nu e mare scufală. Știu că pe multora dintre voi o să vă enerveze chestia asta pe care o zic, adică mă refer la celor care vând și care fac business cu șerpii, dar pana mea, este adevărul, frate, ce să faci, nu știu, adevărul din punctul meu de vedere, că e o mare... tâmpenii, adică la câți câini și la câte pisici și alte animale așteaptă o persoană care să-i adopte, să aibă și ei o casă și stăm acum să ne luăm un șarpe. Tocmai de-aia acești oameni l-au luat pentru că nu pot să-i dea drumul în natură. Acest șarpe nu aparține din această zonă, în Bali nu se găsește în natură și nu pot să-i dea drumul, doar puteau să-l omoare sau să-l ține ei. Așa că au vrut să-l țină, să nu-l omoare sărăcuțul, că n-are nicio vină. Să-l ține, să-l îngrijească până când moare el. Aia e. Da, mă, uitați-vă cât de frumos este. E foarte cute, foarte frumos. Și este destul de mare. Chip că e micuț, mă refer în vârstă, e destul de mare. Pentru că v-am spus, acest piton nu crește foarte mult. Super. Bună, fraților, eu acum mă aflu cu Bernard aici și el o să vă spună mai bine cine este și ce face de cât timp face. Hello, everyone. Hi, I'm Bernard from Bali Reptile Rescue. Tonight we're here to, we've been asked by a villa to sweep the area because they're getting lots of snakes sighted at the moment, especially with the wet season coming. Bali Reptile Rescue has been around since 2011. It was founded by my wife, Sinta Sukmawati. She was an animal lover. Primarily what Bali Reptile Rescue does, education, sweeping, rescue, and scientific research. Our team probably consists of about 20 people. They're all volunteers. We don't have any permanent staff. Truly, our team does this because of the love of it. It's the most amazing staff. I've married into this. I married Sinta about 4 or 5 years ago, and I've given up being a police officer to come live the Bali life and help with the conservation, and I just love this team. Da, mă, deci ei iubesc din tot sufletul să facă treaba asta. O fac pentru că iubesc animalele, iubesc șerpii, și vor ca fauna din Bali să se conserve cât mai bine, ca șerpii să interacționeze cât mai puțin cu persoanele, ca să nu se întâmple beleli. Chestia asta este foarte tare. Sincer, apreciez enorm de mult lumea de genul. And one of the best things is get to work with fantastic people and meeting people from all over the world. Yeah, like that's Soren. It. I think the same. Yeah. You are so fantastic, man. Cheers, yeah. Brother. Brothers from another mother. Brothers from another mother. Start to look there and check that place. If we found snakes. Yeah. Awesome. Go Team Rescue, go! Da, mă, gata. Ne punem pe treabă și uitați-vă, suntem la un resort mare rău de tot, o să vi-l arăt. Pe acolo e nebunie, cum au grădina, e frumoasă rău, numai că e plină de bambus, e plină de copaci și au problema că se bagă foarte mult șerpi aici. Deci se găsesc zilnic, spun că văd șerpi în copaci pe undeva și le este frică de clienți, că vor până la urmă să păstreze clienții să fie cât mai calmi, să nu se sperie, ca să mai vină lumea aici. Tocmai de aia l-au sunat pe Bernard și au spus, băi, când poți te rog, vino, dă un ochi, pentru că avem foarte mulți șerpi și nu știm ce să facem. Și Bernard este aici cu mine ca să prindem ce putem, să le arătăm și lor cum să prindă în caz de găsim ceva și să se ajutăm, să educăm lumea pe aici, să le arătăm cum trebuie să facă chestiile. Ia uitați-vă ce avem acolo. Este un liliac.
Și uitați-vă cum stă agățat de de acel palmier. Ia uite cum stă cu capul în jos, pregătit să zboare, să-și caute și el hrănița pe seara asta. Uite, acum se spală, nu prea pot să țin pulsul bine cu zoom-ul ăsta, că e foarte departe, uitați-vă. E și mai departe, dar da, foarte tare. Noi acum ne uităm pe aici, prin copaci în continuu și momentan niciun șerpișor. Deci fiți atenți, aici este o cameră și camera asta are acces la această micuță piscină, care, uitați-vă, este înconjurată de copaci, totul verde pe aici, frate, și ne-am băgat aici acum ca să ne uităm bine prin toți copacii, peste tot. E bine că avem timp la dispoziție, așa că nu ne grăbim, îi dăm încet, încet și să vedem ce naibii găsim. De găsit o să găsim ceva, că suntem în Bali. Aici este, sunt 47 de specii de șerpi, pe o rază cât Dobrogea, ca să zic așa. Ca să vă faceți o idee. Ia uitați-vă aici, avem o broască râioasă. Ce faci, fato? Ce faci, mă, pe aici? O să te mănânci șerpii. Din cauza aceasta vin aici șerpii, pentru că sunt broaște râioase, ăștia au și pește aici, un lac micuț cu pești. Sunt și foarte mulți șoricei și șerpilor le place foarte mult asta. Așa că tocmai de-aia ne-au zis că vin foarte mulți și este foarte frecvent să vadă pe aici șerpii. Tocmai ce a văzut Bernard acum, doi civeți. Sunt niște mamifere micuțe, ca niște pisici. Unde naibii s-o fi băgat? Tocmai ce l-a văzut pe aici, cum treceau. Bă, fraților, din păcate nu am avut noroc. Am căutat fix 2 ore. Am făcut tot acest loc în 2 ore, ne-am uitat la tot. Nimica, banana. Spune Bernard că dacă mai trebuie să vin aici, va fi peste o lună. Pentru că locuri ca acesta de aici sunt sute și sute. Și zeci de mii pe aici prin Bali, este absolut full și e imposibil, sunt foarte puține persoane în comparație cu cât de multe locuri sunt, foarte puține persoane ca să vină să dea un ochi seara, să se uite. Și you tell me, there are a lot of places like this here in Bali? Bali would have to have almost 10,000 villas like this. Wow, 10,000 de locuri ca acesta. And like the other part of the team, they're doing a place, I think it's Woodfish or something similar. It's 31 hectares. It's massively large. It's going to take us. And how many people are helping for rescue snakes? In the Denpasar city area. In Denpasar, yeah. So Narani, Ayala helps sometimes. Kardec. We have Risky, Agung, Agus, myself, Sinta, my wife, and then we've probably got probably about 4 or 5 master king cobra hatches, king cobra catchers, okay, out west. So we've probably got about 15 active staff members at the moment. Okay, here in the Denpasar. Oh no, about 8 to 10 in the Denpasar area, and about 5 main ones. Ah, okay. About 2 hours away, but that's usually for king cobras. Okay. But also they do rescue other snakes as well. Okay. Da, mă, deci, în total sunt 10 persoane aici în Denpasar. Sunt 10.000 de locuri ca și acesta. Da, e foarte greu, ce să zici. Lipsește lumea care să facă așa ceva. 5 persoane sunt în afara din Denpasar, specializate pe King Cobra, pe cuiburi de King Cobra, să caute ouăle, să le ia din ferme, să le ducă în altă parte unde sunt mai safe. Gata, fraților, noi acum ne cărăm de aici. Tocmai ce am dat niște sfaturi managerului ca să țină cont dacă vrea să aibă un pic mai puțin șerpi, pentru că până la urmă nu poate să facă cine știe ce ca să scape de ei. Trebuie să curețe un pic mai bine în spatele acomodărilor. Asta o să facă ca șerpii să nu se adune chiar așa de mult. Astăzi deocamdată n-a plouat și când nu plouă e mai greu să vezi șerpi. Tocmai de aia, ieri și alalte, toate zilele astea ne-a spus managerul că a văzut foarte mult șerpi pentru că a tot plouat într-una. Iar azi cum n-a plouat, a fost mai greu și poate de asta n-am văzut niciun șerpe. Ei bine, acesta a fost clipul de astăzi, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și repet, dacă n-ați văzut clipul anterior, duceți-vă, este un video destul de important dacă vreți să știți mai multe despre mine, prin ceea ce am trecut și prin ceea ce încă trec, mai puțin, dar încă trec și da, are o oră 20 de minute, dar na, cine vrea să-l vadă, să-l vadă, cine nu, nu. Mai pe scurt, de acum încolo,
vreau doar să mă focusez pe animale, vreau doar să vă arăt animale, să educ cât mai mult persoanele ca să aibă grijă de natură, de șeri, de animale. Și vreau doar să mă focusez pe asta, să nu mai derapez pe alt drum, gen travel sau alte chestii, nu, doar animale. Și m-ar ajuta enorm de mult dacă ați distribui acest video, vă rog frumos, ca să ajungă la mai multe persoane. Să vă abonați toți cei care nu sunteți abonați la canal, abonați-vă, aveți acolo jos butonul de subscribe. Începând de acum încolo, vă promite Sorin Orza că o să începem să ajutăm animalele într-un mod foarte mare. Vreau să las absolut totul la o parte și să-mi dedic restul zilelor mele doar în a ajuta natura, în a ajuta animalele. Am foarte multe planuri și multe chestii pe care vreau să le fac, dar pentru asta trebuie să meargă logic, bine și economic. Și mă bucur că acum targetul meu economic este altul. Nu este cel pe care l-aveam înainte, să consum, să dau bani pe porcării, să chestii de genul. Nu, vreau doar să mă dedic la asta, frate, toată viața mea. Tocmai de aia vă ziceam că m-ar ajuta foarte mult să distribuiți acest video, să ajungă la cât mai multe persoane. Haide să facem chestii cât mai mari împreună. Dați-mi și follow pe pagina mea de Instagram, Sorin Barăjun Sorza, și ne auzim în următorul video. Unde în următorul video veți vedea o cobră regală cum stă pe cuibul ei și protejează ouăle. Da, am filmat o cobră regală făcând asta în sălbăticie, deci o să fie o nebunie de video. Stați geană, să aveți o zi bună, salut, pa, pa, ciao. Și dacă te mușcă, posibilitățile ca să mori sunt, hai să zicem, aproape 100%.